Dragile mele, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi filmez un unboxing foarte special. Am făcut un swap cu Manuela. Manuela are un... o să vă las link-ul ei în descriere. Are un canal de YouTube. Este make-up artist. Este din Franța. Bine, ea este româncă și toate filmele și toată activitatea ei pe social media am văzut că este în limba română. E de ce mi-a plăcut de Manuela. Urmăresc de ceva vreme și mi-a plăcut că de la film la film am văzut că e mai relaxată, vine cu informații din ce în ce mai utile, pe care eu chiar le-am folosit. În primul rând este un make-up artist și se vede chestia asta că o face zi de zi muncind, nu este doar un make-up artist care pune niște poze cu niște machiaje frumoase și atât, ea asta face. Vorbește despre produse cu foarte multă relaxare, pentru că le știe, sunt prietenele în fiecare zi. Și recunosc că o invidiez foarte mult că stă în Franța și mai ales că lucrează într-o parfumerie. Și am propus, a zis Manuela, hai să facem noi un schimb. Și ideea să fie în felul următor. Eu o să-ți trimit produse cosmetice românești, pe care le consider eu cât mai reprezentative pentru cosmeticele pe care le avem în acest moment, pe plan local, ca și branduri locale, să spun așa, și tu trimitem ce crezi tu că a reprezentat cu adevărat Franța și lumea asta frumuseții cosmetice din Franța, deși acolo este nelimitat. Și m-am trezit peste 2-3 săptămâni cu această cutie. Să știți că n-am desfăcut-o până acum, am desfăcut-o doar aici sus, ca să nu fac super fâșială și zgomot în fața camerei. Am desfăcut doar cadoul pentru băiețelul meu, pentru că Manuela a fost foarte drăguță și mulțumesc din suflet, pentru că chiar ne-a făcut o surpriză. A trimis pentru băiețelul meu un tricou cu ceva cu UEFA Euro, cu campionat. Eu nu mă pricep la sport, dar băieții normal știu și sunt pasionat de chestia asta. Îți mulțumește foarte mult. Nu este acum film pentru că pregătim niște chestii cu 1 iunie, cu așa și copiii sunt foarte animați pe chestia asta, nu prea mă interesează altceva. Totodată mi-a plăcut foarte mult scrisoarea mamei pe care mi-ai trimis-o. Eu recunosc că scrisoarea mea e mult mai simpluță, dar ea mi-a decorat-o cu de-astea, cu autocolante, cu pisicuțe, cu flori, superb. Așa că mulțumește că a fost o provocare pentru ea, că a încercat să mă descopere și să vadă care sunt produsele mele preferate. Așa zice că a pus ceva și pentru Mihai și că ar dori ca miniaturile, știe că, îmi zice așa, știu că ador miniaturile de parfumuri și mai ales îți place să testez cât mai multe produse. Eu s-am pus în colet câte puțin din fiecare, o zi superbă să ai. Cam asta este Manuela. Dacă o să vă uitați, ea mereu zice chestia aia cu zâmbetul, că zâmbetul îți încălzește sufletul și așa. Totodată, un alt lucru pe care am uitat să vi-l spun despre Manuela, eu am văzut că ea lucrează foarte mult și pentru ea ca fizic, ca sănătate și am văzut-o face tot felul de exerciții care chiar au dat rezultate. Mă gândeam cum era ea pe YouTube acum un an. Și o văd cum este acum. Chiar se vede o transformare și ce am observat la persoanele care cu adevărat duc un regim de viață sănătos, că până și trăsăturile feței se aranjează altfel și sunt mai luminoase și așa. Și Manu, la tine chiar se vede. Deci trebuie să ne spui tot ce faci. Și mai ales să ne motivezi cum să facem și noi, că așa, eu, de exemplu, știu cam ce trebuie să fac, știu că ar trebui să mai scot ciocolata din meniu, știu că ar trebui să alerg la noi, dar asta e. Bun, ce mi-a plăcut foarte mult este că a pus și bucata asta așa de pânză, de dacă aveam o fetiță, îi făceam rochițe la păpuși, dar acum n-am nici ce să-i fac și să începem să desfacem cutia. Eu oricum sunt super mega curioasă, pentru că vă spun sincer, în afară de chestia asta de pachetul sau de Clarins sau ceva, nu am văzut nimic, acum încep să le văd. Deci de la Clarins, e o cutiuță, Mon Secret pour un peau éclatant, asta înseamnă secretul meu pentru o piele strălucitoare și aici Manu a pus... Ce mișto vin toate chestiile astea. În cutiuța aceasta superbă, pe care de altfel am pus și păstrez, sunt... Wow, sunt tot fel de chestii. Este un gentle foaming cleanser, vă citesc alea în engleză, de numirile în engleză, adică. Și un creme eclat du jour. Cred că pe asta o am. Cum am uitat? Un creme eclat du jour, ca dulapul este în fața mea. O am, dar acum o am și în format. Mini și în format. Trebuie. Minunat. Și aici ce am?
Aici sunt niște post-ituri, exact ce am eu nevoie, ok, pentru că, nu știu dacă m-ați văzut pe Periscop, că am spus că eu cam fiecare zi îmi spun toate chestiile astea mărunte, pe bucățele mici de hârtie, pe post-ituri, și pe măsură ce fac câte o chestie, mamă, nu pe aia și așa mă bucur cu asta. Foarte mult, îmi place foarte mult cutiuța, e super, super drăguță. Ok, încet, încet, așa o să le adun acolo, așa, acum să vă arăt, opa! Un turn Eiffel, la Tour Eiffel. Bienvenue chez moi. Deci am și eu turnul meu aici. Ta-ram. Deci acum se simte și mai mult atmosfera pariziană. Bun, să procedem mai departe. Ce mai am aici? Asta e un burețel care stătea printre produse. Ha, nu vine să cred. Un pachet de produse de la Ren. Chiar spuneam în cel mai recent film despre Empties că nu mai încercasem de mult produse Ren. Să vedem ce a fost aici. Oh, sunt o grămadă. Deci, este un gel de duș roz din Maroc, adică cu trandafir, trebuie să-l miros, mă scuzați. Da. Așa, ce mai este? Acel cleanser. Ok. Glicolactic Mask Eclat. Adică este o mască care îți reînnoiește pielea, reînnoiește filtratul cel mai de sus, ca să zic așa. Flash Rinse One Minute Facial. Deci asta e o chestie într-un minut de curățat fața, foarte interesant. Știu că marca Ren, ce m-am aici, Keep Young and Beautiful, este o cremă de ochi. Marca Ren folosește foarte multe produse organice și bio. De asta eu am descoperit-o, cred că înainte de a rămâne sărcinată, pentru că eram într-o perioadă când voiam să folosesc foarte multe produse bio, organice, să pun pe mine cât, chestii cât mai natural. Așa, shot, bote, lift instantane. Asta este un shot ca să am un lifting instantane. Foarte mișto, îmi place foarte mult setul ăsta. Ce îmi place ideea asta cu produse mici, travel size, ca să fie multe, să le pot încerca. Și mai ales că v-am spus, întotdeauna am avut o plăcere pentru miniaturi și eu în continuare îmi plac produsele în format mic. Ce mai am aici? Uite o cutiuță mică, mică. O cutiuță. Haide, deschide-te. Această brățare, vă traduc, este oferită de Nocibe și de mărcile partenere Dior, Guerlain, Lancôme și Yves Saint Laurent. Oh la la! Nocibe este o parfumerie, un lanț de parfumerie, o marcă, lanțurile de parfumerie, cum este și Douglas, Sephora, așa mai departe. Nocibe a cumpărat lanțul de parfumerie Douglas, deci așa ca idee am zis că sunt cam asemănătoare ca și concept. Wow, și ce mișto și fac și asemenea cadouri. Iar Manuela lucrează la Nocibe. Asta un alt lucru. Și bineînțeles am un pouch cu produse Caudalie, pentru că ce poate fi mai reprezentativ pentru Franța decât Caudalie, produsele care provin din extractele alea din struguri, din tot ce mai bun din struguri. Și am aici o grămadă de chestii. Manu, ce ai făcut? Soin corp nourissant, crema de corp, shampoing soin douceur. De ce bine știu să vorbesc în franceză, mă? Dar asta e, vorbesc singură la București, eu cu pisica. Așa, vino source creme sorbet hidratant. A fost și la lansarea de la noi și am văzut aceste noutăți. Doamne, dar ce-mi place chestia asta, când vin în pouch și așa. O miseler de machiant. Asta chiar vreau să văd și eu cum este apa micelară de la Caudalie. Ce mai e pe aici? Rost de vin, gel de duș. Trebuie să miros și pe asta, pentru că toate gelurile de duș de la Caudalie sunt într-un mare fel. Ce mai am pe aici? Mai am ceva. Huile divin. Huile divin de la Caudalie, un eșantion. Mersi mult, mamă. Asta chiar mă super bucur, pentru că Caudalie îmi place foarte mult, dar n-am mai reușit așa în ultima vreme, nici să cunosc produsele foarte mult, nici să, da, știi și tu mai bine de câte mărci sunt și parcă nu mai avem timp și zile să le încercăm și le folosim pe toate. Ce aici? Chanel de Bacoar! Ce-a făcut Manu aici? Deci m-am omorât. Am văzut sisle doar în fața ochilor și am mai văzut ceva. Nu pot să cred, deci mi-am pus de la Guerlain ceva. Stați,
și din Orchidee Imperial, The Cream. Asta este produsul lor de vârf, să zic, adică, da, Guerlain are gama aceea cu Hydra Chelcușoză albastră, apoi este Abbey Royal și apoi este Orchidee Imperial. Adică dacă vrei să încerci răsfățel absolut și așa, la creme de la creme de la Guerlain, folosești Orchidee Imperial, The Cream sau La Creme. Deci, ah, ce este aici? O, Doamne, ce este aici? Crazy Balamuc, ca să spun așa. Mama mia. Supremia, vai. Mă mulțumesc foarte mult, pentru că pe Supremia o tot sniff pe site-urile și pe blogurile franțuzoaicelor, dar la noi Supremia încă nu a ajuns la Sephora. La Sephora găsim în Sisley. Și nici nu știu dacă o să ajungă, eu ce obțin nu am văzut-o. Avem la Mer, dar nu avem Supremia și ca tare mă bucur foarte mult că, uite, am o miniatură din această cremă care am zis că este fantastică. Mai am de la Sisley, văd aici cremă de ochi, asta de la Guerlain, v-am arătat-o. Aoleu, da, acolo se vede, aici se vede invazie de Sisley, ca să mă exprim așa mai poetic. Asta nu știu ce este, este o marcă, se numește Weltsfairy. Bineînțeles că Manu a încercat aici să pună toate ingredientele franțusești. O cremă ceva, quelque chose anti-aging serum. Bun. Ce mai am aici? Este One Essential de la Dior. Știți că a fost un ser care mi-a plăcut foarte mult. Am încercat de multe ori în formă miniaturală și tare mă bate de unul ser. Au! Să-l cumpăr, grața dărâm asta pe aici. Așa. Și sunt multe aici. Oh my God! Ho-ho! Deci am o grămadă de eșantioane de la Sisley, laptele de machiant, All Day Wear, Sisley Youth, care este o nebunie. Deci m-am mai nebunit ce mi-ai pus aici, la propriu. Deci tot o grămadă de piața tercină. Ha, nu pot să cred. Și din Sisley-a. Și din creme gomant, iar Sisley-a, iar... Ce mi-ai făcut aici? Da, de treabă. Nu, chiar îți mulțumesc foarte mult, pentru că eșantioanele din Sisley la noi sunt outrat. Tu ai văzut, eu le mai cumpăr de pe eBay și voi care ați citit pe blog ați văzut. Sunt destul de greu de găsit, dar din toate eșantioanele de la Sisley încercate mi-am reușit să-mi fac foarte multe păreri bune și am văzut rezultate, pentru că de obicei pe dintr-un eșantion de acest gen poți să te dai de două ori liniștit, eu îl tai frumos, îl îndoi apoi și prind cu o agrafă sau cu un clește de la derufe și îl țin la frigider a doua zi și iar îl folosesc. Și așa mi-am putut face, gen, dacă am avut 5-6 jantioane de acest gen, în 10 zile consecutiv am folosit doar Sisley și vedeți-mă că se vede. Și aici de la este Loder Advanced Night Repair. Este o miniatură din serul acela lor, faimos. Mamă, deci mi-a trimis aici de la miniaturi și de la Manu. Cred că se vede un pic că mă bâlbe, adică că mă chinui să fiu coerentă ca să vorbesc, pentru că nu prea aștept să le folosesc. Capture Total la creme multi-perfection. Asta tocmai ce am văzut-o la Debenhams, la standul Dior, pentru că Debenhams sunt invitat, are un stand Dior foarte mișto. Și acolo am avut ocazia să iau așa produsele Dior și asta mi-a plăcut. Și am cam rămas cu gândul la ea, știi că acum... Apropo, la noi să știi că nu existau eșantioane din ea și acum, uite, am și eșantioanele! Nu mă să cred! Un eșantion din Nars, foarte de obraz. Uite, la noi chestiile astea nu sunt. Și chiar mă întrebam de multe ori de ce noi nu avem mostre din genul ăsta de produse de machiaj pudrat. Pentru că mă și gândeam că e foarte greu să le eșantionez, nu dacă e corect, în fine. Dar am văzut că mărcile mari au început să facă și uite că sunt foarte multe miniaturi și mostre aici din Sisley. Ah, omorât partea asta. Ah, uite aici, tot din firma asta, Vents, brandul acesta pe care te cunosc, nu-l cunosc, Manu, dar cu ajutorul tău, cu certitudine, o să-l descoper. Și foarte multe, am foarte multe eșantioane de Sisley, deci... Pot să zic aproape mai întreb pe ciocolată astăzi, dacă vă puteți imagina. Aici văd o cutie foarte frumoasă, neagră, lăsată așa la
zic, la fundul cutiei, ca să mă exprim poetic și geografic, pe care scrie Yves Saint Laurent. Odată că îmi place foarte mult cutia și eu colecționez și cutii. Și am ieșit frică să o deschid, pentru că după ce am deschis chestia, plicul cu eșantioane. That's... Cum vorba românului, am rămas speechless. Ha, ha, ha. Deci, acum este foarte... Este este un pic cam complicat acum să mă adun și să vă spun tot ce am pe aici. Sunt multe miniaturi de parfumuri, inclusiv, uite, Dior Homme. Ce mi-ai făcut aici? Ce mi-ai făcut aici? De la Noreva, Cicadian, da. Noreva, să știi că este prezentă și la noi, dar sunt în curs de a descoperi acest brand, când nici nu pot să spun că am cunoscut unul sau două produse. Asta este creme reparatrice apezant, Trebon, Embryolisse. Draga mea, cu această ocazie, mă pot spune, acesta este primul produs Embryolisse pe care eu pun mâna și pe care probabil voi și folosesc, sunt probabil sigur. Ca tare, mi-ai deschis pofta și gândul către mărci noi pe care le-am tot văzut pe la alții, pe vloguri mai în special în afară. Aha, și am și mostră din Eau de Soir, de la Sisley. Și altă mostră de la Sisley și Terre de Hermès. Menu. Guerlain la Petit Robe Noir. Manu, tu vrei să lasă să nu mai dorm pe bune, pentru că o să stau și să mă dau cu toate. Iar o să mă curăț, iar o să mă mai dau. Iar... Minunat. Ce vă să spun? N-ați vrea să știți cum îmi bate inima. Acum sunt ca un copil de la mic scăpat într-o cofetărie. Așa. Sanoflor. Aciana Botanica Mousse Donut Netoyant. Foarte interesant. Asta am auzit de Sanoflor, dar n-am folosit absolut nimic. De la Roger Gallet. Băi, ape florale sau ape de colonie au ei foarte, foarte miștoase și pe la mai, dar uite că nu mai apuc. Am rușdior. Na. Ce mai am pe aici? Floral, lotion floral de Marchian. Uite, n-am văzut până acum de la Floral asta, ori n-am fost atentă. Ok. Și Nuxe Bio Beauté. Am mai avut anul trecut sau la începutul acestui an un produs Nuxe dintr-un beauty box din Anglia și mi-a plăcut foarte mult și de acum am un nou. Cool. Super mișto. Iar Embryolisse. Asta ce mai e? Secret de Maquilleur. Éclat du Regard. Au va voir și nu se pascăse. Doamne, o miniatură de My Burberry. Trebuie să o văd pe asta. O, nu pot să cred. Deci, fetelor, este făcută, eu am și parfumul full size, dar asta este făcută identică și, doamne, trebuie să văd cât este de frumoasă. E mintică așa și cu căpăcelul ăsta rotund și are și fundița asta din... Puh. Deci asta chiar nu aveam în colecția mea de miniaturi, deci am așteptat-o... adică mi-aș fi dorit-o așa ceva, dar nu știu dacă aveam unde să o găsesc. Happy 5 years anniversary Ani. Da, cred că știu ce e. Wow, ce drăguț! Deci asta este o ojă cu fundiță și cu bulinuțe. E foarte drăguță. Deci asta doar te uiți la ea, nici nu spune să folosești. Bun, ce am pe aici? O cățicică de la... un carnețel de la Chanel. Foarte mișto. Credeam că miroase, nu am ok. Și crema magnifică de la Sanoflor Hydratant Anti Perfection. Ce să spun? Manu, mi-ai trimis aici o bucățică din Paris și cred că și o bucățică din ceea ce îți place ție. Ce să zic, oricum, Parisul și Franța e pentru mine, cum să zic, atracția majoră și supremă. Ce înseamnă frumusețe și toată nebunia asta pentru cosmetice. Ce mi-ai trimis aici e o mică comoară, o mică mare comoară. Mică ca dimensiune, dar foarte mare, foarte mare ca și semnificație și ca valoare pentru mine. Sunt o grămadă de lucruri aici care na, sunt noutăți, premiere, produse, de exemplu, Embryolisse. Eu nu am avut până acum o grămadă de miniaturi, nu mai zic, mostrele de la Sisley. Întrerupsese la un moment dat filmul, se întrerupsese înregistrarea. Deci, concluzie.
minunat, un swap care mi-a mers la suflet. Am simțit așa că a venit un pic din Paris aici. Manu, abia aștept să vin în România, abia aștept să ne și cunoaștem personal. Pe voi care ați urmărit acest film, vă invit să urmăriți canalul, cum probabil că deja o faceți. Manu face foarte multe filme cu tot felul de informații interesante despre brandurile pe care le folosește, despre produsele de machiaj. Ce să zic, eu o să urmăresc în continuare și vouă, până data viitoare, vă mai spun doar atât. Să fiți sănătoase și foarte frumoase!